Imaginează-ți o lume în care geografia pe care o știm acum este complet răsturnată. Ar fi o lume în care vastele oceane pe care le cunoaștem astăzi sunt înlocuite de continente nesfârșite, iar actualele mase de uscat ar fi scufundate sub corpuri imense de apă. O astfel de inversare dramatică a geografiei Pământului ridică întrebări captivante despre ecosistemele sale, climă și chiar supraviețuirea omenirii și menținerea vieții. Cum ar influența această transformare modelele climatice, biodiversitatea și civilizația umană? Iată o explorare a modului în care planeta noastră ar putea arăta dacă Pământul și apa și-ar inversa rolurile și ce ar putea însemna acest scenariu pentru noi. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Teoria. Pământul inversat este un concept imaginativ, dar fascinant, în care suprafețele de uscat și oceanele planetei noastre sunt complet inversate. În această ipoteză, zona uscată devine apă, iar oceanele se transformă în vaste întinderi de pământ. Această idee a căpătat popularitate în urmă cu câteva decenii, când o hartă neobișnuită a Pământului a apărut online, ilustrând o planetă total diferită. Continentele erau acoperite de apă, iar oceanele erau întinderi de pământ. Dacă această inversare ar deveni realitate, planeta ar suferi schimbări majore, fiind dominată de corpuri uriașe de apă și doar mici porțiuni de uscat. În prezent, aproximativ 71% din suprafața Pământului este apă, iar oceanele rețin aproape 97% din toate resursele de apă de pe planetă. Dacă acest echilibru ar fi inversat, Pământul ar fi alcătuit în mare parte din suprafețe de uscat continue. Pentru această discuție ipotetică, vom presupune că și formele de relief înalte s-ar transforma în tranșee adânci. O asemenea schimbare ar aduce nenumărate diferențe, iar formele de viață ar trebui să se adapteze sau chiar ar dispărea. Cum ar arăta Pământul în acest scenariu? Temperatura în creștere. Oceanele joacă un rol esențial în reglarea temperaturii Pământului, evaporând mari cantități de apă și prevenind astfel o încălzire bruscă. Dacă cea mai mare parte a suprafeței ar fi formată din pământ, temperaturile ar crește semnificativ, apa, cu capacitatea sa ridicată de a stoca nivelurile de căldură, ajută la moderarea temperaturilor. În absența acestor vaste rezervoare de apă, încălzirea Pământului ar fi mult mai rapidă. Un alt efect ar fi reducerea absorpției de gaze cu efect de seră, deoarece oceanele, care sunt mari absorbante naturale de dioxid de carbon, nu ar mai putea prelua aceste emisii. Drept urmare, atmosfera ar deveni saturată de gaze cu efect de seră, accelerând schimbările climatice și determinând o creștere a temperaturilor globale asemănătoare cu cele de pe Venus. Clima neregulată. Pământul inversat ar avea un climat foarte diferit față de cel actual. Oceanele contribuie la distribuirea uniformă a căldurii în jurul globului prin procesele continue de evaporare și condensare. Fără oceane, acest ciclu al apei ar fi grav perturbat, reducând semnificativ precipitațiile în regiunile terestre. Acest lucru ar provoca secete severe și schimbări climatice majore. Zonele de coastă ar rămâne locuibile, dar interiorul continentelor, departe de sursele de apă, s-ar transforma în deșerturi fierbinți. Regiunile de mare altitudine s-ar transforma treptat în păduri tropicale, în timp ce distanța mare de oceane ar duce la fluctuații zilnice ale climei în zonele continentale. Modelele de precipitații s-ar schimba dramatic. Unele locuri ar deveni extrem de umede, în timp ce altele ar fi afectate de secete severe. Majoritatea ecosistemelor actuale ar fi grav afectate,
iar speciile care depind de condițiile actuale ar avea mari dificultăți de adaptare. Atmosfera și curenții oceanici. Aproximativ 50-70% din oxigenul atmosferic este produs de plantele marine. Pe un pământ cu mai puțină apă, producția de oxigen ar scădea, în timp ce dioxidul de carbon s-ar acumula, provocând o creștere semnificativă a poluării aerului și solului. De asemenea, industriile care depind de oceane pentru gestionarea deșeurilor ar întâmpina mari dificultăți. Cu compoziția drastic schimbată a aerului, este sigur să presupunem că tipul de organisme care evoluează în aceste condiții s-ar fi adaptat în moduri foarte diferite la temperatura ridicată și aerul toxic. De asemenea, curenții oceanici majori care conduc modelele meteorologice globale ar fi grav afectați, ducând la fenomene meteorologice haotice și vreme imprevizibilă la nivel mondial. Coastele și platformele continentale ar fi scufundate, provocând deplasări masive ale populației și distrugând infrastructura de coastă. Noile oceane și continente. În scenariul inversării pământului, lacurile s-ar transforma în insule, iar râurile în fâșii înguste de pământ. Munții actuali ar deveni tranșee adânci pe pământul inversat, în timp ce depresiuni precum Groapa Marianelor ar forma lanțuri muntoase proeminente. Un astfel de lanț muntos ar include muntele Challenger din Groapa Marianelor, care ar deveni cel mai înalt vârf de pe planetă, depășind muntele Everest. În schimb, cel mai adânc punct ar fi Everest Deep în groapa Himalaya. Pe noul pământ, doar 29% din suprafață ar fi acoperită de apă, distribuită în 4 oceane puțin adânci, iar cel mai adânc loc s-ar afla în groapa Himalaya, la nord de Golful Indiei. Oceanul Antarctic ar fi înghețat permanent, alături de porțiuni mari din oceanele Americii și Australiei. Singurul continent, Pangea 2.0, ar fi dominat de platouri înalte în regiunile Atlantic și Pacific. Altitudinea medie ar fi de 3700 de metri, cu cel mai înalt punct, muntele Challenger, la 10.994 de metri, unde lipsa de oxigen și temperaturile extreme de minus 60 de grade Celsius ar face vârfurile inaccesibile. La est, multe părți ale Marelui Deșert Pacific nu ar înregistra niciodată o picătură de ploaie. Impactul asupra vieții. În acest scenariu, viața ar fi evoluat pe uscat mult mai devreme, deoarece oceanele ar fi fost mai puține și mai mici, limitând habitatul acvatic. Mai multe organisme s-ar fi deplasat spre pământ, deoarece oceanele nu le-ar fi putut îndeplini nevoile energetice. Dimensiunea animalelor ar fi fost de asemenea relativ mai mică pentru a face față penuriei de apă. Carnivorele ar fi dominat, întrucât numărul plantelor și copacilor ar fi scăzut drastic. Anatomia oamenilor ar fi fost foarte diferită, dacă ar fi fost capabil să supraviețuiască temperaturilor ridicate. Probabil că oamenii nu ar fi depins de apă la fel de mult ca noi acum și ar fi dezvoltat mijloace mai bune de locomoție pe uscat, cum ar fi membre mai agile. Din cauza diferențelor extreme de temperatură între zi și noapte, speciile complexe precum păsările și mamiferele ar fi fost rare sau ar fi dispărut. Capacitatea de a cultiva alimente și de a accesa resurse de apă dulce ar fi fost redusă, ducând la foamete pe scară largă și instabilitate socială. Terenurile disponibile ar fi fost supra-solicitate pentru a susține viața umană și animală, rezultând un mediu extrem de provocator pentru supraviețuirea pe termen lung. Pământul nu rămâne așa în final. Deși harta care ilustrează un pământ inversat este fascinantă, realitatea ar fi mult diferită, iar lucrurile nu ar rămâne stabile pentru mult timp. În primul rând, durata unei zile ar varia ușor din cauza modificării masei pământului.
În primul rând, durata unei zile ar varia ușor din cauza modificării masei Pământului, deoarece solul este mai dens și mai greu decât apa. Această mică schimbare ar putea avea efecte în lanț asupra ecosistemelor și speciilor. În plus, oceanele sunt o sursă importantă de energie termică și electrică, iar reducerea lor drastică ar însemna că cererea globală de energie nu ar mai putea fi satisfăcută. Râurile ar avea dificultăți în a-și deversa apa în oceane, ceea ce ar face ca apa dulce să devină extrem de rară. Oceanele acționează de asemenea ca entități stabilizatoare care controlează mișcarea maselor de uscat. Odată cu absența lor, masele de uscat ar deveni instabile, suferind de pe urma frecventelor erupții vulcanice cu tremure și mișcări tectonice. O altă problemă majoră este că orice formă de uscat care ar depăși altitudinea actuală a muntelui Everest, cum ar fi în cazul șanțului Marianelor, ar începe să se prăbușească sub efectul gravitației. Cu atât de multă apă concentrată în mări de mică adâncime și cu mai mult pământ expus în jurul polilor, ar fi foarte probabil ca o nouă eră glaciară să se instaleze în decurs de un deceniu, mult mai severă decât orice glaciațiune anterioară. În lipsa cantității necesare de apă pentru a produce ozon și a menține căldura atmosferică, Pământul ar începe să piardă constant gaze esențiale, ceea ce ar duce la dispariția majorității formelor de viață. În final, planeta noastră ar deveni un peisaj steril, asemenea celorlalte planete stâncoase din sistemul solar, devenind în final un adevărat coșmar geologic. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.